Bună ziua, dragii noștri, din nou împreună la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise. De data aceasta vom vorbi despre o noutate editorială, pentru că în cadrul rubricii Cărți deschise pentru minți deschise, pe lângă campaniile online pe care le organizăm pentru dumneavoastră, avem, bineînțeles, și noutăți editoriale și astăzi vorbim despre o carte superbă apărută în colecția Psihopractica. Este vorba despre Daniel Siegel, Conștient, Știința și Practica Prezenței, practica transformatoare a meditației, o carte tradusă de prietenul George Arion Junior. Astăzi îl avem alături de noi și mulțumim foarte mult pentru că, iată, o nouă întâlnire extrem de plăcută. Îi mulțumim că și-a făcut timp să fie alături de noi. Lucian Negoiță, psihoterapeut, doctor în științele educației. Renumitul autor Daniel Siegel, cunoscut publicului român prin numeroasele titluri cu care a revoluționat în ultimul deceniu știința minții, ne surprinde și de această dată prin capacitatea sa de a reuni știința și spiritualitatea sub aceeași umbrelă, pentru că vom vorbi și despre prezența conștientă, despre mindfulness, susținând cu argumente științifice că practicile de meditație au efecte benefice măsurabile asupra minții, a creierului și a stării noastre fundamentale de bine. Aș începe discuția noastră pornind de la ceea ce am spus puțin mai devreme, de la faptul că Daniel Siegel este un autor celebru. Are mai multe titluri publicate în portofoliul editurii Herald și aș aminti aici doar una dintre ele, Mindfulness și Neurobiologie. De asemenea, Mindsight, iată, el se ocupă de acest lucru și iarăși o carte importantă, Cum se schimbă oamenii, apărută în urmă cu aproximativ jumătate de an, tot în portofoliul editurii Herald, în colecția Psihoterapia de această dată, în care abordează problema aceasta a neuroplasticității creierului, faptul că creierul nostru este într-un continuu proces de schimbare, de dezvoltare, faptul că, într-adevăr, noi ca oameni, poate în jurul vârstei de 40, 45, 50 de ani, gândim cu totul altfel decât la 20 sau 25 de ani, și pentru că relația în sine, relația noastră cu ceilalți, are o parte dinamică. Fiecare relație are propria ei dinamică. La fel se întâmplă și cu oamenii. Cât de importantă este această tehnică mindfulness în felul în care creierul nostru se poate schimba? Și aici, într-adevăr, noi am mai avut nenumărate discuții, chiar și cu alți invitați, pe ideea că un exercițiu practic, deci practica meditației zilnică, de altfel și rugăciunea pentru cei, să spunem, creștini ortodoxi și nu numai, poate schimba ceva în funcționarea creierului și cumva ne ajută să vedem lucrurile și, în general, să vedem viața dintr-o cu totul altă perspectivă. Într-adevăr, așa cum precizezi și tu, Sorin, această practică meditativă, atitudinea de a fi atenți, de a fi conștienți asupra clipei prezentului, fără a judeca și fără a accepta, ca să folosim mai întâi o definiție a mindfulness-ului. Cercetătorii au descoperit de vreo 30 de ani încoace că creierul își schimbă structura. Și acesta este un argument care m-a convins și pe mine însumi să încerc să practic în urmă cu câțiva ani. Iar apoi să introduc în practica terapeutică din cabinet pentru oameni care suferă depresie, de anxietăți. Dacă să dăm un singur exemplu, studiile ne arată că amigdala, sistemul limbic, își schimbă dimensiunea, se micșorează pe măsură ce omul practică. Și implicit și stările anxioase și fericirile încep să se reducă și să-și reducă intensitatea. De altă parte, cred că este esențial pentru acest
prezent, să începem să ne focusăm atenția, mai ales asupra prezentului, fiindcă știm cu toții că noi vin mult stimul din jur, creierul poate obosi, apare oboseala și psihică, apoi cronică. Dacă ne uităm un pic la linia timpului, în trecut putem privi și gândurile merg acolo, dar în trecut pot să fie regrete, pot să fie tristeți. Dacă privim către viitor, asta înseamnă de multe ori anxietate. Aoleo, dacă sau trebuie să fac sau... Incertitudine și nesiguranță. Incertitudini. Iar aceste incertitudini, această nesiguranță va schimba anatomia creierului, intră alți neurotransmițători, funcționează alți hormoni, creierul se pregătește de luptă, deși uneori nu este cazul. Așa că focus, atenția noastră trebuie să îndrepte și asupra gândurilor noastre și asupra acestui moment, fiindcă astfel acceptăm mai ușor și începem să integrăm și emoțiile noastre, fie că e vorba de anxietate sau tristețe sau furie sau rușine. Fiindcă o deosebire, să spunem, în ceea ce țin strategiile de intervenție. Noi, fiind occidentali, am avut la dispoziție metode de a combate, de a ataca gândurile negative, de a le contraargumenta. Dar asta înseamnă, într-un fel, să fim prinși așa într-o luptă. Dacă ne aducem aminte și de atitudinea lui Gandhi, să spunem aceea a non-combatului, până la urmă a reușit să învingă un sistem. Să nu ne luăm la harță cu gândurile noastre, ci mindfulness-ul propune această atitudine de a le observa și de a le accepta. Dar mi se pare esențial pentru fiecare dintre noi. Putem păstra echilibrul emoțional pe măsură ce practicăm și de-a lungul unei zile obișnuite suntem atenți, focusați pe un moment în parte. Că mâncăm, că stăm de vorbă, că facem ceva la calculator. Este de dorit ca atenția noastră să rămână centrată pe prezent. În timp ce vorbeam, mă gândeam atunci când pomeneai despre viitor, despre incertitudine, despre nesiguranță, care bineînțeles duce la anxietate, la neliniște, nu știu ce îmi rezervă viitorul. Mă gândeam la o altă carte și la un alt autor drag mie, Alan Watts, cu o carte superbă, Înțelepciunea nesiguranței, în care, practic, asta este filozofia lui Alan Watts, vorbește despre mindfulness, despre clipa prezentă, despre atenția conștientă, despre prezența conștientă, că atunci când orice ai face, să te concentrezi pe lucrul pe care îl faci, nelăsând gândurile să umble aiurea, așa cum mai am eu această expresie, figură de stil, gândurile ca un soi de autostradă, da? O autostradă extrem de aglomerată în mijlocul săptămânii, la mijlocul zilei, în care circulă mașini în ambele sensuri și pe care nu le poți opri. Și mă gândeam cât de important este, din punct de vedere, aș spune, intercultural sau interdisciplinar mai degrabă, cât de important este faptul că, uite, spiritualitatea, pentru că atunci când vorbim despre psihologie și despre psihoterapie, vorbim despre o știință care are multe, multe decenii în spate și multe studii și multe cercetări, și vine spiritualitatea cumva și ajută partea aceasta de psihoterapie. Faptul că prin meditație și prin rugăciune reușim, exact cum spuneai tu puțin mai devreme, să schimbăm ceva, să schimbăm mecanismele gândirii noastre și să schimbăm ceva în creier. Iarăși mă duce cu gândul o altă carte superbă scrisă de regretatul Vasile Andru, Psihoterapie isihastă, în care vorbește exact despre isihast ca meșteșug al liniștirii, cât de important este să îți cobori mintea în inimă, din punct de vedere spiritual, da?
și legătura aceasta dintre liniște, isihasp și psihoterapie. Foarte bine că ai lărgit cadrul și practic vorbești de o împrietenire și a științei și a religiei, a spiritualității. Și foarte bine că l-ai punctat și pe autorul român, fiindcă e ok să privim și către ai noștri. Sunt la fel mulți autori care vin din direcția spiritualității creștine, care punctează beneficiile rugăciunii, inclusiv rugăciunea inimii. Exact. Care la fel ne poate face să rămânem cu mintea în prezent, pe iubire, pe compasiune, pe iertare. Ca psihoterapeut de-a lungul anilor am văzut încet, încet această împrietenire, să spunem, și între filozofiile Orientului și cele ale creștinității. Și mă bucur, fiindcă în cabinet ne aplicăm pe specificul fiecare persoane, către valorile fiecăruia. Dacă este un creștin practicant, cu atât mai mult poate înțelege conceptele și să își dezvolte aceste aptitudini. Desigur, alte persoane preferă poate un pic exotismul și să ia din alte practici, din cele orientale. Important este să practicăm, fiindcă pentru nu rămâne doar la simple cuvinte, așa cum avem grijă de noi, să spunem, și mulți oamenii în ziua de astăzi nu au grijă ce mănâncă, au grijă să facă sport, să facă mișcare pentru echilibru emoțional. Este bine să ne dezvoltăm fiecare dintre noi, să spunem așa, un kit sau o trusă în care să ne antrenăm și să ne păstrăm acest echilibru, indiferent de direcția, să spunem, intervențiilor noastre. Și mă bucur că ai pomenit cumva, psihoterapia are mai multe mame, să spunem, așa cum știi și tu, pe de-o parte filozofia, de altă parte spiritualitatea, de altă parte științele, să spunem, exacte. Am împrumutat, am integrat în practicile noastre, practic din cultura umanității și de ce s-a descoperit începând cu 2500 de ani. Nu am inventat roțile, să spunem, schimbăm doar pneurile uneori pe drumul schimbării. În legătură cu autorul, pomenit mai devreme, cu primul autor, pomenit mai devreme, Daniel Siegel, trebuie să precizăm că acesta a avut un demers de a integra, fiind și psihiatru și psihoterapeut, având și studii cercetări în domeniul neuroștiințelor, îmi place conceptul lui de a integra modul în care funcționează emisfera stângă împreună cu emisfera dreaptă. În cabinet am de multe ori oameni, să spunem, logici, care sunt în pericol de a deveni rigizi, care își folosesc anumite cutiuțe ale creierului și pierd așa din bucuria vieții. În altă parte am și persoane care folosesc uneori mult prea mult emisfera dreaptă, sunt mult prea emoționali și au nevoie cumva și de anumită disciplină interioară, de o organizare interioară. Cumva mindfulness-ul ne ajută și să integrăm aceste structuri ale creierului și să integrăm de parte creierul emoțional cu neocortexul, cu partea logică, să spunem, cea care urmărește adevărul. Însă vestea poate nu tocmai bună pentru cei care ne privesc, este că avem nevoie de practic, avem nevoie de exercițiu pentru a dezvolta aceste atitudini și pentru a reuși într-adevăr să schimbăm și la nivel de funcționare a creierului, a structurii sale. Făcând această referire la o carte precedentă a lui Daniel Siegel, Cum se schimbă oamenii, și cartea aceasta, conștient, vine ca un soi de completare. Aș vrea să te întreb cât de importantă este și psihoterapia, nu doar practica spirituală, meditația, cât de importantă este și psihoterapia în procesul acesta de schimbare a unor credințe limitative, poate a unor patternuri sau tipare relaționale cu care venim din copilărie,
poate și a unor stiluri de atașament pe care le mai putem ajusta pe aici pe acolo. Cât de important este și procesul acesta, hai să-i spunem, procesul vindecător al psihoterapiei. Pentru că dincolo de meditație și dincolo de rugăciune, există și partea de terapie și este, cred că, un lucru foarte important să menționăm aici, să semnalăm. Chiar în dezvoltarea personală a fiecărui om, psihoterapia are un cuvânt greu de spus. Să spunem că noi, psihoterapeuții, în zilele noastre, poate jucăm așa rolul unor bătrâni ai satului de cândva sau... Înțelepții satului. Nu vreau să spun neapărat înțelept sau guru în alte medii, însă ceea ce știm privind în direcția atașamentului, nu am fost răniți singuri și nu ne putem vindeca singuri. În parte este nevoie de această relație umană, vindecătoare, de însoțire, atât în traumele și poate abuzurile din trecut, însă și prin această relație terapeutică, dincolo de însuțirea emoțională, avem nevoie și de un ghidaj. Să ne închipuim un adult care în copilărie nu a avut parte, să spunem așa, de niște modele, nu a fost însoțit și ajutat să-și dezvolte aptitudini sociale, aptitudini de a comunica cu sexul opus, să spunem, aptitudini de a rezolva anumite probleme. Atunci, în această relație terapeutică, de multe ori jucăm și rolul, dacă vrea, unui învățător sau unui antrenor mental, antrenor de fitness. Și atât mai mult atunci când folosim aceste strategii, fie sunt tipuri de meditații sau tipuri de relaxări sau anumite exerciții, să spunem, strategii de schimbare a comportamentelor sau a tiparilor de gânduri, credințe imitative pe care le-am primit când la în copilărie, atât mai mult este nevoie de cineva care să te ajute, să te însuțească și să te învețe cum să folosești acele strategii. Așa cum am învățat, fiind ajutați de alții să citim, să scriem, la fel cred că este nevoie și de cineva pe acest drum al dezvoltării emoționale. Oamenii sunt din ce în ce mai deschiși la acest demers psihoterapeutic. Și foarte bine ai punctat și tu, psihoterapia nu înseamnă că ajutăm doar în tulburările emoționale și doar în dificultăți, în stres, burnout, depresie sau anxietate. Putem contribui la dezvoltarea emoțională și la maturizarea emoțională a oamenilor, la dezvoltarea acelei inteligențe emoționale care vorbesc și alți autori pe care și voi i-ați publicat. Însă, asteriscul sau nota de subsol, îi putem însoți și ajuta pe cei care își doresc și pe cei care sunt pregătiți pentru schimbare. De multe ori ajung în cabinetul de psihoterapie oameni care în interiorul lor încă nu își doresc sau care sunt în negare. Consum alcool ca orice om, m-am îngrășat fiindcă muncesc mult sau într-adevăr sunt furios, dar am toate motivele și atunci în această atitudine de negare nu o să apară schimbarea prea curând, uneori niciodată. Conștient este cartea dedicată integrării minții, care realizează integrarea tuturor ideilor lui Daniel Siegel într-un tot coerent, flexibil și viu. Acest ghid practic te invită să meditezi și să oferă toate instrumentele și cele mai simple instrucțiuni pentru a începe chiar de azi o practică bazată în egală măsură pe spiritualitate și știință. Am citat de pe coperta 4 a cărții Conștient a lui Daniel Siegel. Ca ultimă întrebare a discuției noastre, cât de important este să fii conștient, să ai această atenție conștientă în toate aspectele vieții cotidiene, indiferent că vorbim despre servici, despre job, eu știu că vorbim despre diverse activități pe care le facem în mod uzual, în mod regulat,
că vorbim despre relațiile cu semenii noștri, cu cei din jur, sau relațiile de cuplu, relația cu copiii, relația cu partenerul de cuplu, pentru că, iată, mai sunt multe cărți în colecția Mindfulness, chiar dacă această carte are elemente clare de mindfulness, ea este, vorbim despre un psihiatru și despre un psihoterapeut, Daniel Siegel, și are locul în această colecție minunată, Psihoterapia. Dar mă gândesc la un alt autor drag mie, John Kabat-Zinn, da, cu mi-e dor să spunem părintele mindfulness-ului, exact, cel care exact. A mindfulness în Occident, trebuie să le spunem privitorilor noștri încă de acum 40 de ani în America. Nimic nu este nou sub soare, doar ceea ce am uitat. E important, mă întrebai, îl consider primul pas către schimbare, să conștientizăm. Să conștientizăm o emoție, cum mă simt, să conștientizez un gând, să conștientizez, să spunem, un tipar pe care l-am, un comportament care se repetă și care de multe ori se transformă așa într-un mecanism de autosabotare. Acesta este primul pas, să conștientizez. Apoi, pentru a schimba, este nevoie și de alegere. Ce aleg să fac? Să mă comport ca în trecut, să continui poate să țip la partenerul sau la copilul meu. Sau să aleg o altă metodă, poate de a mă liniști mai întâi și apoi a discuta calm după cel puțin 30 de minute. Știm că era nevoie de cel puțin 30 de minute să schimbe. Să schimbe la nivel de transmițător. De altă parte, să nu uităm că unul din inamicii mindfulness-ului sunt automatismele noastre. Automatisme create încă din copilărie și atunci când mâncăm sau când conducem o mașină sau și când lucrăm la calculator, cumva suntem pe pilot automat. De multe ori acest pilot automat, cum spuneai și tu, ne poate duce pe niște autostrăzi greșite. Și este nevoie de a conștientiza și de a alege să folosim și alte acțiuni, să spun, diferite pentru a sparge aceste tipare. La nivel de gânduri, da, observ poate o abundență a gândurilor negative, anxioase. Aoleu, dacă nu o să reușesc, dacă iau COVID și așa mai departe, cum mă descurc, dacă o să fiu dat afară de la serviciu. Ne ajută să conștientizăm aceste gânduri și să le acceptăm, a le lăsa să treacă, nu știu, ca niște nori pe cer sau ca niște frunze care se plimbă pe un râu. Fiindcă mintea va produce aceste gânduri și de multe ori observ la cabinet aceste strategii mentale. Mintea este făcută să ne ajute, ne ajută să supraviețuim, să de multe ori se întoarce împotriva noastră. Mintea caută soluții, caută să rezolve probleme. Această atitudine ne poate folosi în mediul profesional. Însă atunci când avem, să spunem, prea mult timp liber la dispoziție sau acasă, în relațiile cu ai noștri, de multe ori aceleași strategii care ne-au folosit în mediul profesional se pot întoarce către noi înșine și să ne ridice nivelul de stres, să apară emoții negative. Nu că emoțiile negative n-ar fi bune, nu vreau să înțeleagă că mindfulness-ul înseamnă așa o practică care ne va aduce zenul și liniștea perpetuă. Nu, nici pe departe. Emoțiile negative au rolul să ne semnalizeze când ceva este în neregulă în relațiile noastre, în corpul meu, în ceea ce fac. Sunt niște balize care ne pot ghida. Mindfulness-ul nu este o gândire pozitivă. Trebuie să înlocuiesc un gând negativ cu un gând pozitiv și atunci mă simt bine. Nu, pur și simplu observăm, acceptăm și alegem să facem ceva diferit. Și pentru a ușura un pic demersul privitorilor noștri, există două tipuri de practici. Una informală, pot să fiu atent în fiecare moment al zilei, să spunem, în activitățile obișnuite, sau există, așa cum spui și tu, și practicile meditative. Dacă ar fi să îi rog ceva pe privitorii noștri, să înceapă cu tipul de meditații scurte, poate de 3 minute, poate de 5 minute, sunt și exerciții recomandate în carte
și în cărțile de mindfulness pe care voi le-ați publicat. Să o ia așa pas cu pas, să aibă răbdare, fără a pune presiune pe ei. Trebuie să fiu atent jumătate de oră în fiecare dimineață, dar meditând cu ochii închiși. Este un lucru care se dezvoltă în timp. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre mindfulness, despre atenția conștientă, despre prezența conștientă, pornind de la această recomandare de carte ca noutate editorială, cartea Conștient, știința și practica prezenței, practica transformatoare a meditației de Daniel Siegel, o carte publicată în colecția Psihopractica a editurii Herald. A fost și astăzi alături de noi Lucian Negoiță, psihoterapeut, doctor în științele educației. Mulțumim foarte mult pentru sfaturile utile, prețioase. Noi ne dăm întâlnire la un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Iată cât de frumos este acest slogan și ce legătură are cu discuția noastră de astăzi, da? Cărți deschise pentru minți deschise. Ne dăm întâlnire așadar la un nou episod al acestei rubrici. Până atunci, aveți o zi minunată și lectură plăcută. La revedere! La revedere, spor la practică!